Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi, Quizzes. Quizzes este un instrument de evaluare online ce transformă procesul de evaluare într-o activitate foarte interesantă. Elevii se vor implica și vor experimenta un tip de evaluare în care toate deprinderile și competențele sunt evaluate mai ușor. Haideți să ne convingem împreună. Utilitatea acestui instrument poate fi descoperită tastând quizzes.com, unde vom putea crea teste pe care ulterior să le putem aplica la clasă în diverse contexte. Textele pot fi rulate de pe telefon în clasă sau de pe desktop, tabletă sau orice alt gadget. Mai întâi, o scurtă prezentare a meniului. În partea din stânga avem un buton de creare a unui test nou. În partea de jos vom putea găsi în My Library banca de item cu testele create anterior. Vă recomand să începeți crearea unui test cu itemi obiectivi, iar apoi să alegeți și alte tipuri de item. Primul pas este să editați un test, cel de-al doilea să alegem titlul testului, iar apoi să alegem aria corelată cu aria curriculară din programele din educația noastră. Haideți să începem. Ei bine, puteți alege un format care să se plieze cel mai bine la tipul de evaluare pe care îl inițiați. Poate fi o evaluare de tip inițială, de tip predictiv, sau poate fi o evaluare de tip formativ, sau, de ce nu, o evaluare sumativă, finală. După cum observați, itemii pot fi alegere multiplă sau pot fi de completare. Construirea testului are la bază, în general, itemii obiectivi. Structura acestora este, evident, mult mai accesibilă pentru elevi, iar avantajele în aplicarea testului sunt numeroase. După cum observați pe ecran, am construit un item pentru disciplina educație socială pentru a exemplifica modul în care se poate elabora un astfel de item. Veți găsi cu siguranță și teste deja elaborate pe platformă în limba română pe care le puteți folosi la clasă. Eu am identificat un test creat în urma cursurilor, cred, și credeți-mă, sunt foarte interesante. Elevii vor avea nevoie de un cod de acces pentru a putea accesa testul. Tastând butonul Start, veți putea iniția testul după ce se vor adăuga suficient de mulți elevi. Ideal ar fi toți elevii din clasă sau de acasă. Ei se acomodează foarte repede cu modalitatea de lucru. După finalizarea acestor pași, testul poate fi rezolvat de elevi, ori în formatul live game, adică în timp real în clasă cu toți elevii, în formatul homework, adică temă, respectiv solo game, adică fiecare elev poate rezolva independent de ceilalți. Puteți alege și opțiunea live game, ce permite asocierea unui cod testului dumneavoastră. Acest cod este distribuit elevilor ulterior. Pe măsură ce elevii se conectează cu codul primit, aceștia vor apărea în lista testului. Când toți sunt conectați, se apasă butonul Start și elevii primesc testul pentru a rezolva. Ei pot vedea, în timp ce rezolvă, în secțiunea Reports, prezentată mai jos, toată evoluția lor.
După cum observați, instrumentul Quizzes este foarte util în etapa de raportare. Veți putea observa la ce item au răspuns corect elevii și la ce item au zăbovit mai mult. De asemenea, puteți vedea statistici ale clasei. Datele conținute în secțiunea Reports pot fi printate direct din aplicație sau pot fi descărcate într-un fișier Excel. Pot fi trimise chiar și prin e-mail tuturor părinților. Iată o mulțime de facilități ce recomandă această aplicație, ce poate fi descărcată pe orice telefon mobil și respectiv tablet. Sunt convins că acest instrument gratuit de evaluare permite astfel elevilor să învețe mai ușor împreună. De asemenea, că instrumentul ușurează și facilitează evaluarea elevilor la clasă. Vă mulțumesc și vă mai aștept. La revedere!